Elevii au avut parte de o adevărată lecție de istorie susținută de profesori universitari de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, care au răspuns tuturor întrebărilor adresate. Totodată, elevii au putut vizita și afla secretele ce se ascund în selile Muzeului Corifeului Mari Uniri Vasile Goldiș. Cele două concursuri sunt găzduite de către uh, Muzeul Memorial Vasile Goldiș uh, în această locație specială, întrecându-se atât elevii de gimnaziu de clasa 8-a, cât și elevii de liceu în două concursuri uh, separate, un concurs axat pe prezentarea de... Uh, Mici filmulețe documentare, prezentări legate de Marea Unire și un alt concurs adresat copiilor de gimnaziu care vor trebui să-și dovedească cunoștințele și abilitățile în ceea ce privește istoria locală și istoria națională. Gazda elevilor a fost directorul muzeului care cunoaște fiecare colțisor în parte. Am avut o participare impresionantă în ceea ce privește uh, numărul de uh, elevi uh, care au uh, fost însoțiți de profesorii lor uh, de istorie. De asemenea, uh, între organizatori, pe lângă uh, cadrele didactice universitare, s-au numărat și studenții de la specializarea de istorie. În calitate de uh, director al uh, Muzeului uh, Memorial Universitar uh, Vasile Goldi. Sunt foarte uh, bucuros că am putut să, uh, găidui, să găzduim uh, aceste uh, întâlniri cu uh, tinerii pentru că este foarte importantă istoria, este foarte important să conștientizăm că ziua cea mai importantă din istoria noastră contemporană 1 decembrie s-a gândit, s-a conceput aici la Arad, de către Vasile Goldi, Ștefan Ciciopop, Ion Suciu și toată generația numită nu uh, uh, numită sigur generația Marii Uniri. Elevii au fost foarte încântați de o altfel de lecție de istorie, spunând că au descoperit foarte multe lucruri noi, atât despre Vasile Goldiș, cât și despre evenimentele care au prilejuit înfăptuirea Marii Uniri.